militanții USR-ului să-l voteze pe el, pentru că, în schimb, va da un post de viceprimar la primăria Pitești. Aș vrea să vă întreb dacă a avut loc vreo negociere în sensul ăsta? Noi nu negociem niciodată cu PSD-iștii, asta să fie foarte clar. Am văzut și eu declarația și m-a pus mie râsul. Niciodată USR nu va face o alianță cu PSD sau cu un PSD-ist. Și asta e foarte clar. Dânsul pierde teren, știe că pierde teren, știe că nu-l votează acum, nu-l votează nici PSD-iștii cu care a făcut echipă 20 de ani, nu-l votează nici o bună parte din peneliști aici, în județul Brătienilor. Sunt oameni care mi-au spus în stradă, peneliști cu ștate vechi, care au zis niciodată nu-l vom vota pe acest om impus de conducerea partidului. Noi suntem liberali și vom vota un om de dreapta. Cei mai mulți ne-au spus că mă vor vota pe mine. Deci este absolut exclus. Cum spuneam, sunt două luni care sunt practic separate. Pentru că în momentul când eu și colegii mei eram în stradă să apărăm statul de drept, Sorina Costolicianu era pe scena asta. Și noi nu uităm lucrul ăsta. Și cetățenii nu trebuie să uite.